Episodul 2 din campania engleză în Liga Națiunilor începe astăzi. Salutare, dragii mei, și bine ați venit la un nou episod din această miniserie, dacă vreți să-i spuneți, ca antrenori la Naționala Angliei. Astăzi întâlnim Norvegia și Polonia în ceea ce vor fi, nu, ca aici cu Newcastle, trecem pe modalitatea England. Întâlnim Norvegia și Polonia în ceea ce va fi, de ce am jucat deja două meciuri? Am jucat deja și Polonia. Deci o să fie meciul final de tur și meci inițial de retur. Că Polonia am mai jucat aparent, nici eu nu mai știam. 6 puncte din 6 până acum. Teoretic și cu Norvegia ar trebui să luăm 3 puncte, iar mai apoi cu Polonia din nou 3 puncte, care ar cam duce la, teoretic, posibil câștigarea grupei. Dar haideți să vedem. Ca și jucători convocați au rămas aceiași. Nu avem modificări. Asta era echipa, oare? Nu mai țin minte. Asta era mai degrabă, cred. Mason Mount cu Bellingham, Sterling, Foden, Sancho, Kane. Cred că pe Sterling o să-l menajez, fiind semi-accidentat în meciul ăsta cu Norvegia. O să-l, dar de ce mi-apar? Ce nu-mi place. Deci, ăsta trebuie să vină aici, bine, și ăsta teoretic, deși nu știu de ce avem 3 portari. Iar Sterling trebuie în Foden, Sancho, Kane. Rashford. Cu Sterling, Rashford, cu Sancho și așa arată mai bine. Mason Mount, Jude Bellingham, Chilwell, Adebayo, Tomori, Arnold și Ramsdale e ok. Ca familiaritate am mai recuperat un pic, dar nu suficient. Mai avem nevoie de multe meciuri până așa. Norvegia, care are ceva echipă, Ødegaard, Haaland, Hauge, sunt jucători cunoscuți și de la echipe mari. Holm. Ăsta nu știu cine e. Nici ăsta de Holm am mai auzit. Iar încă joacă. Și cam atât. În fine, nu contează, suntem angleși, trebuie să învingem. Știu că am spus în episodul trecut din, sau primul episod din seria Anglia, sau primul episod din, sau al 17-lea mii de episod din Journeyman, cum vreți voi să-l denumiți. Am spus că la următoarea convocare o să mă uit să iau și un mijlocaș care știe să joace ball winning. Am omis, asta e. Momentan am ratat treaba asta. Asta pentru că, cum vă spuneam, nu e ca și când a antrena o țară, o națiune, este obiectivul meu numărul 1. Îmi place, nu zic nu, e ceva nou și pentru mine, însă nu o să fac din asta o prioritate. Ne prinde bine pentru că mai diversificăm un pic seria, lucru care mă bucură, dar atât. Nu o să fac din asta mare tamtam. E Anglia, ne merge bine, bine, nu ne merge bine, demisionăm, rămânem cu Newcastle-ul nostru și cu ceea ce înseamnă de fapt Journeyman ca antrenor de club, pentru că suntem antrenori de club. Oricum, lăsați-mi în coment părerile voastre despre miniseria asta sau despre aventura asta nouă și ce părere aveți despre a antrena sau nu o națională în paralel cu echipa de club. Și o să mă iau și după mini-review-ul vostru, o să mă iau și după comenturile voastre și o să vedem dacă se merită eventual după o campanie de calificare la mondiale și un turneu final, pentru că până atunci cel puțin vom rămâne. Dar după un turneu final rămâneți la latitudinea voastră, ca să zic așa, pentru că eu sunt foarte imparțial. Rămâne la latitudinea voastră să-mi spuneți dacă vă place sau nu treaba asta și dacă vreți sau nu să continuăm cu ea
în viitor, fie la seria The Journeyman de anul acesta, fie la seria The Journeyman din FM 2022, când vom antrena la FM 2022, dacă ni se va mai ivi ocazia. Așa că considerați-l un pull pentru viitor, un pull pentru ceea ce vor fi probabil seriile The Journeyman din viitor la edițiile viitoare de Football Manager. Pentru că în asta, până ajungem noi la mondiale și până și cu mondialul, s-ar putea să ajungem oricum la sfârșitul seriei. Pentru că cam până pe acolo o să avem timp, nu că aș vrea eu, ci cred că cam până pe acolo o să avem timp să ne jucăm în The Journeyman și în Road to Glory Abyssal, bineînțeles, pentru că sunt două serii care merg în paralel și care se vor termina probabil la fel în același context și în același timp. Singurul lucru care îl voi face, într-adevăr, chiar dacă vom începe noile serii în FM 2022, chiar dacă vom începe seria de beta inițial sau vedem noi cum va fi programul până atunci, indiferent ce se va întâmpla, în momentul în care voi decide că încheiem aceste două serii, le vom termina sezoanele, indiferent de ce se întâmplă. Da? Deci dacă suntem la începutul sezonului și hotărâm că gata, nu o să lăsăm așa în plop la începutul sezonului, o să terminăm sezonul. Dacă suntem la sfârșit de sezon, cu atât mai bine că asta înseamnă că îl terminăm la țanc. Deci o să fie o chestie de genul ăsta. Da, mai e până atunci. Revenind la meci, momentan e 1-1 și Norvegia pare a avea ocaziile mai mari decât ale noastre, chiar dacă noi am deschis scorul și am condus. Un pic cam letargici jucătorii ăștia sau echipa în general, poate la faza asta să construim și noi ceva, dar fă-o de n-o pierde. Revin și sper să-mi amintesc pentru viitorul apropiat, viitoarea selecție, sper să-mi reamintesc de importanța selecției, cel puțin la nivel de mijlocaș. Asta pentru că jocul nostru, tactica noastră din ambele serii și de la Naționala Angliei, de fapt, tactica pe care o cunoașteți, 4-2-3-1 ăsta, de fapt, se bazează foarte mult pe ceea ce reușim să construim cu mijlocașul central defensiv și cel central ofensiv, precum și cu AMK, un principiu care distribuie mingile pe ben sau la atacant. Lipsa unui jucător cum trebuie în aceste două, trei poziții cheie, ca să zic așa, nu face altceva decât să ne îngreuneze nouă misiunea, fie ea de câștigarea Ligii Națiunii, fie ea de câștigare Premier League, fie ea de câștigare Liga 1, vorbind aici de toate cele trei serii sau două serii jumate, dacă vreți să nu considerați pe asta serie nouă, pe care le avem pe canal în momentul de față mai ales. Da? Deci, important, cum facem transferul la echipele celelalte ca să ne meargă nouă bine, important, foarte important, de fapt, este ca și la națională să selectăm jucători care să acopere cât mai bine acele poziții, pentru că avem nevoie pentru a ne dezvolta jocul sau mai degrabă avem nevoie pentru a ne exercita tactica. Da? Sper să-mi reamintesc. Sper din tot sufletul să-mi reamintesc. Cred că doar trei schimbări la Liga Națiunilor este. Cred că am mai avut discuția asta. Da, am mai avut discuția asta. Trei schimbări. Am zis eu că ce idioțenie, fiind o Liga Națiunilor, până la urmă, o înlocuitoare a amicalelor tradiționale din Premier League, Doamne, mă pomenește Newcastle. Fiind o înlocuitoare a amicalelor naționale din realitate, mi se părea o prostie să ai 12 rezerve, dar să poți să exerciți doar 3 modificări, fie ea sau nu competiție oficială. Dar asta e. Greenwood intră bine și marchează, ceea ce mă bucură. Stăm bine aici, dar nu avem prea multă finalitate, chiar dacă avem acel ball into box. Dar remarca nu a mai mișcat ca în prima repriză, în repriza secundă. Sper să nu o fac acum pe final. Un rezultat bun. O, fă de bară. Un rezultat bun pentru un început de campanie. Mi se pare un parcurs bunicel. Nu mă aștept acum să dăm câte 15 goluri pe meci și nici să dominăm complet totul, dar mă aștept în mare parte să fim la un nivel înalt. Și cu o eventuală victorie de astăzi, dacă Hala nu face surpriză, dar nu face, menținem acel nivel de care discutam, ceea ce mă bucură. Să vedem cât vom avea apsi pentru returul cu Polonia, pentru că este la o distanță foarte mică.
în 3 zile. Să vedem câți din ăștia titularii din primul meci o să fie apți. Cam așa arată echipa pentru meci cu Polonia. Câteva schimbări, Pickford pe aici pe acolo, Ross Barkley cu Grealish la mijloc. Da, sunt obosiți, nu extraordinar, însă vreau să fac un pic de rotation. Și încă o dată mi-am blestemat zilele din cauza mea, pentru că încă o dată m-am înjurat pentru faptul că n-am prestat atenție la selecție și că din nou suferim la mijloc, din nou n-avem pe cine, toți sunt profil ofensiv, avem 15.000 de aripi, 15.000 de amă, că 15.000 de atacanți și nu avem mijlocaș central. Deci cu siguranță, 100.000 la următorul episod, vom avea altă selecție. Poate să joace ăștia să fie, să dea 500 de meciuri pe goluri. 500 de, doamne, 500 de meciuri pe goluri, 500 de goluri pe meci la echipele lor de club, nu mă interesează. O să fac selecția în funcție de tactică și nu în funcție de jucători. Sau de cum joacă ei, pe cine știe pe unde joacă. Încă o dată nimic la Talk. Din nou nu ia nimeni nimic, nu înțeleg de ce. Nu prea focusați aici, probabil. Dar dacă câștigă, sincer, chiar nu-mi pasă. Nu știu ce a făcut Polonia cu Franța. Nu știu dacă a reușit să smulgă până acum vreun punct. Dar jucăm acasă. Cu Polonia, pe care am bătut-o. Locul 1 fiind, deci nu accept al rezultat în afară de victorie. După episodul ăsta revenim și cu episodul din The Journeyman, revenim și cu Gloria Bistrița și tot așa până la următoarea serie, de fapt până la următoarea pauză de naționale și vom continua așa probabil cum vă spuneam puțin mai devreme până la sfârșitul celor două serii sau până la sfârșitul sezonului de FM 2021. Și când o să începem sezonul de FM 2022, asta însemnând odată cu ieșirea variantei beta al jocului, dar până atunci mai e, niciun news până acum legat de noul joc, niciun spoiler, niciun nimic. Singura informație apărută pe site-ul oficial celor de la FM, de la Sport Interactive, mi se pare de fapt, este că anul acesta foarte posibil se va băga și fotbal feminin. Părerea mea, și nu că sunt misogin, o chestie foarte inutilă. Nu știu câți vor juca cu fotbalul feminin, ca să fiu sincer. Nu știu câți pasionați de fotbal cunosc fotbalul feminin sau știu ce se întâmplă pe acolo. Știu o singură jucătoare și aia din naționala Angliei, parcă Rapinoe aia, care a făcut mare tantam ea pentru drepturile fotbalistelor și așa mai departe și a apărut pe la televizor. De-aia o știu, nu că aș fi urmărit vreun meci de fotbal, de fete care sunt sigur că joacă extraordinar, fete care sunt sigur că fac o treabă foarte bună. Nu consider sub nicio formă că fotbal s-ar trebui privatizat băieților. Însă, din perspectiva mea și al jocului, a Sport Interactive, da, vorbim de egalitate între sexe, dar în același timp vorbim de o risipă din punctul meu de vedere. Sper ca cifrele să mă contrazic odată cu ieșirea FM 2022 la sfârșit de sezon și să zică că s-a jucat foarte multă lume campionatele feminine sau ce o să bage ei. Deci chiar m-aș bucura. Dar v-am zis, părerea mea, pentru că am și eu dreptul la o părere, este că o să fie destul de nejucat. Și atunci este o risipă de, cred eu, muncă și energie din partea celor de la Sport Interactive, care până la urmă, ca să fim sinceri, nu e ca și când nu au variante, nu ar avea de fapt de muncă la joc. Nu e ca și când n-ar fi atâtea lucruri de improv, nu e ca și când am avea noi atâtea dorințe și doleanțe de îndeplinit sau lucruri de îmbunătățit la actualul joc. Nu e ca și când săracii deja nu mai au ce face și atunci s-au gândit să-și piardă timpul un pic cu fotbalul feminin. Dar să închidem subiectul ăsta, am făcut deja cele 3 schimbări, să vezi frumusețe de final de meci cu jucătorii pe roșu. 1-1, ne egalează și Polonia după ce a făcut-o și Norvegia, sperăm să avem însă același rezultat final. Dar aparent Polonia înscrie prin Piatkowski golul de 2-1.
Băieții sunt buni rău, ați văzut ce note au până acum, ceva e incredibil. Le place să joace cu Polonia și mai ales în Liga Națiunilor. Pua! Dau tot ce e mai bun băieții ăștia. Da, n-au chef cum nici eu n-am chef, poate că le transmit prin joc treaba asta, dar nu. Nu mă încântă competiția asta, mai ales nu mă încântă, cu atât mai mult. Nu mă încântă antrenoratul la națională, dar poate dacă era un mondial, un campionat european, runde eliminatorii, ceva, mai ziceam, dar faptul că jucăm Europa Conference, Nations, cum eu zice, League, n-am prea multe de spus, adică nu prea ce să... Un turneu, FIFA, UEFA, să fie. Păi îl văd doar ca, o, de fapt, un singur lucru bun văd în toată treaba asta, faptul că ne punem tactica la bătaie, familiaritatea echipei și coeziunea, atât cât poate fi a coeziune, că până la urmă jucătorii vin și pleacă de la națională, însă mai ales tactica, familiaritatea în sine, asta mă încântă cel mai mult, că facem tactica cum trebuie. Polonia care a trecut pe modul super ofensiv și asta pentru că cred că cu o înfrângere astăzi ei nu mai au nicio șansă, cred că efectiv retrogradează în Liga a doua, cum ar veni, a Ligii Națiunilor. Și atunci cred că de-aia trag așa tare băieții. Noi nu mai tragem că deja începem să gâfâim. Poate că cu 3-4-3 o să ne lase nouă mai multe zone libere pe flancuri și o să dăm lovitura pe final. Deja e minutul 73. Arnold a aici a două pasă la adversar, că na, de ce nu? Recuperăm James, care i-o dă adversarului și poate contraatac al Poloniei, însă stopat de Barkley. Din nou minge lungă și nu înțeleg de ce avem mingi lungi, că noi nu jucăm pe mingi lungi. Ajunge cu noroc mingea la Greenwood, care centrează în adversar logic. Patru oameni dai Poloniei resping acolo și contraatac Polonia. Acum cu Milik, care pasează în profunzime unui jucător. Însă Aaron are viteză mai bună din fericire, Pickford se riscă un pic acolo, reușește să scoată mingea totuși. Reușim să o scoatem și din nou minge lungă, ei, ce mă bucură să văd aceste mingi lungi. Na, asta până la urmă, ia uite cum vine golul. Ia uite cum vine golul. Da, asta cu mingile lungi și faptul că joacă mingi lungi deși noi avem pase scurte, depinde de acea familiaritate. Ei încă nu sunt obișnuiți cu stilul nostru de joc de pase, asta se poate vedea acolo la familiaritate, bineînțeles. Și poate de-aia dau pase lungi. Oricum ar fi, cred că pierdem meciul ăsta. Sunt aproape sigur, de fapt, că trebuie să fie interesant și până la urmă liga asta a vieții. Da, pierdem, Polonia bate acasă la noi, 3 la 2, jenant, foarte jenant. Dar mă bucur că am terminat acest episod într-un fel sau altul. Sper că vouă, în schimb, v-a plăcut. Sper să dați like, share și subscribe. Mie nu mi-a plăcut sub nicio formă, pentru că am pierdut cu Polonia până la urmă. Și ne vom revedea în următorul episod de The Journeyman, în următorul episod de Road to Gloria Bistrița, până când ne vom vedea în episodul 3 din miniseria Anglia sau cum vreți să o luați voi. Eu am fost dat toate cele bune, ceau!